Pentru mine, toleranța zero față de fraudă este o prioritate. După cum știți, în fiecare an, Curtea de Audit analizează și raportează cu privire la, la modul în care fondurile europene sunt folosite. În ultimii ani, rata de eroare stabilită de Curtea de Audit s-a stabilizat între 5 și 7%. Anul trecut, erorile în cadrul politicii regionale au fost undeva în jur de 6,8-6,9%. Și vreau să precizez că din această rată de eroare doar 0,5% reprezintă fraudă, dar sigur că și acest 0,5% este mult. În plus, Curtea a constatat, Curtea de Audit, Curtea Europeană de Audit a constatat că dacă autoritățile de audit naționale și-ar face treaba cu mai multă conștiinciozitate, multe dintre aceste erori și irregularități ar putea fi detectate la nivel național și nu ar mai ajunge să fie raportate drept erori. După cum știți, Comisia însă și are la dispoziție instrumentele proprii de monitorizare, inspecții de audit și de constrângere, întreruperile și suspendările de plăți pentru a corecta folosirea incorrectă a fondurilor. Dar contăm în continuare pe sprijinul autorităților naționale în acest demers și nu numai pe sprijinul autorităților naționale, vreau să salut inițiativa unor instituții de presă de a monitoriza folosirea fondurilor europene și mi-au atras atenția un proiect recent lansat de Hot News, dar și de Euroactiv și vreau să vă felicit pentru că prin munca dumneavoastră de monitorizare și de investigație ne-a ajutat și pe noi, Comisia Europeană, să sesizăm toate neregulile și împreună ne putem asigura că taxele colectate de la cetățenii europeni sunt folosite cu maximă eficiență pentru combaterea sărăciei, pentru reducerea disparităților, pentru promovarea șanselor egale, pentru crearea de locuri de muncă. Vă mulțumesc foarte mult!